Bună dimineața! Haideți să vorbim astăzi despre copiii precoci, să-i spunem așa, și despre faptul că îi învață pe părinți sau pe prieteni de vârstă mai mare cum să descurce în pat. E o chestie interesantă. Practic, sau în viață. Un copil de o vârstă mai mică, sau o persoană de vârstă mai mică, te învață să te descurci în viață. Practic, e o chestie. Până și ceaiul, când dă un foc, ibricul de ceai începe și e mai rău, că îi sare capacul. Practic, tu ca om bătrân, în vârstă, ai o experiență de viață. Dar, la un moment dat, nu mai știi cum să te descurci. Ți-e nevoie de ajutor. Ai două variante când vrei să te descurci în pat. Varianta 1. Te duci la o vagabondă de la colo de stradă, la o discuție, îmi dai niște bani pentru consultație sau alții îi spun centuristă sau nu știu ce și încep să discute. Mamă, dacă vrei ca tata să rămână lângă tine, trebuie să facem felul următor. Lași pantaloni, te lași pe vine. Mă las pe vine. Stai să scriu, știi? Mă las pe vine. După ce te-ai lăsat pe vine, desfaci cureaua la pantaloni. Desfac cureaua la pantaloni. Trag șlițul. Scriu, trag șlițul. Următorul pas. Trag pantalonii jos. Trag pantalonii jos, că e mai departe. Mai trece un timp. Dacă are chilos pe el. Dacă are chilos pe el. Dacă nu, sărim peste pasul ăsta. Dacă nu, sărim peste pasul ăsta. Revenim. Dacă are chilos pe el, îl lași ușor în jos și îi vezi penisul sau falul. Și îi las în jos. Și văd. Și iei cu două mâini, cam cum iei cu banana și o mănânci. Cam cum iei cu banana când o mănânci. Dar nu muși din ea. Și să nu muși din ea. Și așa trezești monstru dintre picioare pentru al tău soț. Ai două variante. Te duci până la capăt, la finalizare. Am două variante. Mă duc până la capăt cu finalizare. Și iese ceva alb din mine. Din el, pardon. Și iese ceva alb. Din el. Sau cealaltă variantă, ne oprim și stă tare. Și după care trecem la varianta penetrare. Și trec la varianta penetrare. Adică ne urcăm pe acolo, știi? Știu. Asta e o poveste. Bun. Trecem la cealaltă variantă. Când e băiat și e fată.
Și te duci la mamă. Și te duci la mamă. Și trage de fustă sau rochia scurtă. Trage de fustă. Dacă are ciorapi, iei ciorapii ușor și îi tragi jos. Dacă are, îți iei cu dantelă sau fără dantelă sau tanga, tragi ușor dacă vrei, dacă nu vrei, trag ușor dacă vreau, dacă nu vreau. Mai stăm, ce mai stăm un pic. Am ajuns la păsărică. Ce, și aici ce să-i fac? Ai două variante. Dacă are păr, foi și o mângâi frumos. Așa aici. Așa, am uitat să spun. Dacă la băiat are păr, mai mângâi și tu ușor așa, dar vezi să nu-ți intre un fir de păr. Știi? La fata la fel. Și ei, dacă are păr, te joci cu ea un pic. Dacă e fără păr sau tuns, e și mai bine. La care o să spună întrebare. Dar de ce trebuie să tundă părul? Că pe vremea noastră, când ne duceam la bagamontele de la colț de stradă, era bun ca să ne apere de bolile bagamontei și păduchii și puricii pe care i-are. Și am uitat, mamă, să spun, dacă e banana, poți să iei să o lingi ca pe o înghețată sau a treia variantă, la fată să o lingi din nou ca o cadea. Și tot așa. Ai înțeles, mă? Ai înțeles, tată? Am înțeles. După care te simți frustrat că al tău copil sau fată sau băiat este peste tine la pat. Și după care începe: da, asta m-a lăsat pe mine bărbatul. Da, asta m-a lăsat pe mine soția. Și ăsta e doar așa, un mic preludiu. Când ajungi la varianta când el poartă costum de haine și desfaci cravata, și desfac cravata. Bine, poate să poarte și ea cravata. Și desfac și ei cravata și scrie mai departe. Și dau jos sacou, și dau jos sacou. Și poartă cămașă. Și poartă cămașă. Și desfac nasture cu nasture, cam așa. Știi? Mai stăm, ce mai stăm un pic. Îi dăm și un sărut pe piept. Că e fată, că e bărbat. Mai stai un pic, ce mai stai? Am scăpat și de cămașă. Dacă e băiat, e mai eu. Dacă e fată, ies sutien sau altceva. Mai stai un pic. Hop, cam ajuns și la buric. Mai dăm și acolo un sărut și un cât dilici și hai să vezi ce o să iasă ca fată și ca băiat. După care ajungi în partea de jos, cum am spus. Dacă mai are ceva pe el, dacă mai are ceva pe el, sau dacă mai are ceva pe el, se trage de fustă sau de rochie sau de pantaloni, după caz, se trage de chiloți, tanga sau fără tanga, cu dantelă și toate cele.
Și la sfârșit se trage linii. Puta, ce copil experimentat am eu. Învață el pe mine, știi? Adică cu chestii din acestea. Te uiți așa la el și nu știu cum și nu știu ce. Hai să vezi când începe să aplice. Ce a scris pe hârtiuță. Știi? A scris pe hârtiuță. Dacă e îmbrăcat în costum de haine, dacă e în costum de haine. O să fac cravata. Și tot așa. Până când a doua oară învață și își dă drumul în viață. Acum vă las să discutați.